coborau dintre stele, sclipind măreți în lumina de sus. Dar pentru cine veneau ei din slavă? Pentru Iisus, pentru pruncul Iisus. Înfiorați se porniră păstorii spre Betleem, după cum li s-a spus. De dragul cui? Pentru cine anume? Pentru Iisus, pentru pruncul Iisus. Din Orient, după steaua de taină, venire magi cu un sacru impuls. Dar pentru cine atâtea strădanii? Pentru Iisus, pentru pruncul Iisus. Doi sfinți profeți, un bătrân și o bătrână, mânați de Duhul la templu s-au dus. Dar pentru ce, dragii mei, pentru cine? Pentru Iisus, pentru pruncul Iisus. Și acum vă întreb, pe pământul de astăzi, în răsărișul întregul apus, de ce cântăm? Pentru ce? Pentru cine? Pentru Iisus, pentru pruncul Iisus. Dar ce alean ne-nalți colinde, copilul sfânt, ce comori ne-a adus? El ne-a dat harul și viața eternă. Cântați popoare pentru pruncul Iisus. Amin. Amin.